Bucuros să continuăm prin harul bunului Dumnezeu cu partea a doua a temei noastre, Predătorul Predat. Și am învățat că Predătorul este cel puternic despre care vorbește Sfânta Scriptură și la care a făcut referire Mântuitorul nostru când a fost acuzat că scoate demonii cu ajutorul demonilor. Vedeți că și lui s-au spus niște lucruri asupra cărora ar trebui să nu acordăm o atenție cu prețul pierderii din vedere a lui Dumnezeu. O Mi-a zis că scoți cu, cu diavolul, nu-i nicio problemă aceasta. Se va vedea într-o zi și chiar, chiar omul zice, veți vedea, orice ochi îl va vedea. Înseamnă că și acela care, nu numai care a refuzat să-l vadă, dar care a pervertit teribil viziunea aceasta, orice ochi îl va vedea, vai ce făgăduință este aceasta, este egală cu ceea care a spus pământul nostru va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr există goluri de aer acolo în groapa Marianelor sau unde da, nu există așa ceva la așa presiuni aș vrea să spun suntem însă Ispitiți de multe ori ca și Melancton. Melancton credea că, datorită argumentelor lui, Nemaipomenite și nemai auzite demonstrațiilor lui teologice, lumea întreagă se va întoarce la Dumnezeu prin demonstrația aceasta. Luther a crezut același lucru și s-a revoltat cumplit împotriva evreilor cu care nu vedeau logica reformei lui și așa mai departe. S-a revoltat teribil și a zis acele cumplite vorbe de care știm. Melancton era un duh mai blând, el a fost prieten cu Despot Vodă. Al nostru din Moldova, el a vrut să aducă Biblia în toată România. Și în, în, în lumea de atunci nu era țara în forma aceasta, dar în, în lumea de atunci ar fi fost un drum nemaipomenit pentru țara noastră și încă este deschis cu ajutorul lui Dumnezeu și se va împlini, fără discuție. Dar Melanchthon și-a dat seama că argumentele nu vor putea întoarce omenirea la Dumnezeu. Poate să fie logica logicii. Logica pe unul scapă de la moarte și pe altul conduce să-și pună ăștia în gât de e Aceeași logică. E logic, pe bază de logică. Așa că el a spus, zice, mi-am dat seama că vechiul Adam sau bătrânul Adam este prea puternic pentru tânărul Melancton, adică firea pământească. Tânărul Melancton nu poate să rezolve, nu poate să ia prada celui puternic tânărul Melancton. N-are cum. El decât poate să arate drumul, către cel care eliberează. La aceasta suntem chemați cu toții. Aceasta e, acesta este singurul lucru care se numește slujbă duhovnicească în ochii lui Dumnezeu, să conducem ființa noastră și pe cel de lângă noi la marele vindecător. Astfel că, având în vedere falimentul total al oricăror mijloace și căi omenești în direcția aceasta, din care refuzăm să învățăm totuși, refuzăm să învățăm. Continuăm să ne ancorăm speranțele, fie în biserică sau în tehnologie care va salva omenirea, în progres, în așa mai departe, uitând că Germania era cea mai avansată la data când a comis această crimă împotriva umanității, care va rămâne o rană deschisă pe trupul ființei și vieții pe pământul nostru, arătându-ne nou, nouă inutilitatea zădărnicia a încurării încrederii noastre în orice. Ei aveau gradul de cultură cel mai înalt la ora când au comis aceste lucruri. Bine a zis Melancton, bătrânul Adam e prea puternic pentru tânărul Melancton, a zis el. Și este prea puternic și pentru noi. Omul meu cel vechi e prea puternic pentru mine. Nu, nu pot să mă lupt cu acesta și să biruiesc și așa cum spune David în psalm, Doamne, luptă-te Tu cu cei ce se luptă cu mine. Luptă-te Tu cu firea mea, despre care Pavel spune acolo, văd în mine o altă fire, deci văd în mine altceva. Luptă-te Tu, Doamne, și lupta aceasta lui Dumnezeu este prezentă în toată istoria. În timpul potopului, Duhul lupta în oameni să prevină potopul, nu să vină potopul. La fel și același lucru se întâmplă în viețile și ființa noastră. Sub această mare făgăduință se poate lua prada celui puternic. Vedeți că Dumnezeu nu îi spune că este de nimic sau e de paie situația aceasta. Ai mă că nu e mai nimic. Nu, este puternic. Dumnezeu însuși afirmă lucrul acesta. Cel puternic. Și îl vom regăsi noi, în pildă, pentru că. În, în eliberarea demonizatului, nemai având niciun fel de argument, ura din sufletele oamenilor a spus: O, păi, este cu puterea diavolului. Mă iertați dacă mă întorc o clipă înapoi, la momentul în care un om al lui Dumnezeu s-a întors la mine și mi-a spus că singura explicație pentru care atâta lume vine în fiecare seară aici, unde noi am încercat și a venit doi, trei mai singura explicație este că lucrez cu diavolul. Și l-am ascultat liniștit și am zis, diavolul nu aduce lumea la biserică. El cumva o gonește de acolo. Sau dacă o aduce la biserică, nu o face mai bună, ci o face mai rea. Pe când aici s-au întâmplat alte lucruri. Dar nu este ușor să admiți ce a spus Melancton, că vechiul Adam poate fi vindecat doar de Dumnezeu cel puternic. Ilustrația precedentă cu Teodore de Beza predicând pietrelor l-a făcut pe Spurgeon să spună, zice eu, când a spus lucrul ăsta, la mozice zice eu, nu cred că o să am astăzi o altă experiență decât a avut Beza când a predicat la pietre și n-aș avea, n-ar fi o altă experiență în biserica aceasta unde predic, decât ca și cum aș predica un grămez de pietre. În afară de faptul că Duhul Sfânt va interveni, doar El poate. El vorbește oaselor uscate și pietrelor și acestor lucruri, doar El are puterea aceasta. Cum să facem ca prins, cel prins în prinsoare, de unde să știm noi cum am putea acționa asupra Sufletului Lui ca să trezim în El dorința de eliberare de cele mai multe ori? Omul este conștient de ceea ce face. Știe prețul pe care îl are de plătit și știe că plătește cu viața un viciu, un anumit viciu, dar îl continuă până când moare în final. Am văzut această zbatere și zbuciumare și uh, am spus oamenilor, viciul nu are nicio putere. Necredința are mare putere. Nu ar trebui decât să ne întoarcem privirile spre Domnul în clipa asta și am fi eliberați. Într-o clipă aș înfrunta pe și tăi, spune Biblia, dacă, dacă ți-ai întoarce fața la mine. Dar ați observat că anorexicului sau anorexică, fată sau băiat sau domn, doamnă, nu e foame ce nu? Este foame. Știu că s-a vorbit că ar fi un gol în inima noastră sub forma lui Dumnezeu și mai Dumnezeu poate să umple golul acesta. Gândul veșniciei la care face referire uh, cartea Eclesiastă. Tânjirea aceasta despre care vorbea Sies Luis, că dacă, dacă există tânjirea asta în noi, înseamnă că este o realitate undeva ca altfel. Noi nu tânjim după ceva care nu avem nicio idee. Ci înseamnă că vine de undeva. Aceste toate când un om devine pradă celui puternic, diavolului, acestea mor. Nu mai, are, nu mai are nicio dorință, este starea aceasta de căldicel. Nu duc lipsă de nimic, nu întrebe nu nimic. Aici lucrează Dumnezeu și dă viață din morți. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. Nu se referă că eram putrefacție sau cadavru, ci se referă că nu mai aveam nicio dorință, nicio intenție. Totul era lânger, și călâng. și fă fără niciun fel de sens. Nu, nu, nu duc lipsă de nimic. Această lâncezeală de toate zilele la care face referire mea, această apatie sau boring, cum zic tinerii băieți, fete aici în state, boring, it's boring, e plictisitor, totul este plictisitor. Nu mai există entuziasm, acea dorință aceasta să nu mai discutăm, adică de viață nu mai există, să nu mai discutăm de cele duhovnicești. Și aici intervine Dumnezeu și bine facem dacă înțelegem că există o singură cale de scăpare și sufletul nostru se ancorează în promisiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Omul ajunge să fie chiar fericit ca pradă a celui puternic. A, a, aici se ajunge. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu și am ajuns să trăiesc fericirea mea, am apropiat tot mai mult de prăpastia morții luând drogul tot mai puternic sau făcând alte și alte bestialități de nenorociri pe lumea aceasta, să vedem până unde pot să mă apropii de moarte, cât de mult pot să mă apropii de moarte, găsind bucuria sau fericirea în aceasta. Și cineva care privește la un astfel de peisaj și aduce aminte de textul poporul meu e nebun și a pierdut mintea cineva care găsește plăcere în distrugerea ficatului sau a inimii sau a însăși vieții. Dar aici este omul. Vă puteți imagina nepoțica mea care a văzut o pisică prin șoarecele și fica mea o întreabă, zice, tu ce crezi că ea s-a uitat odată, a văzut ce s-a întâmplat acolo? Și o întreabă, zice, dar tu ce crezi că a zis șoricelul la când l-a prins să Și ea s-a luminat și a zis, șoricelul a zis, thank you! <laughs> nu suntem mai departe în gândirea și simțirea noastră atunci când ajungem să fim pradă. Ar vine un moment în care Duhul Sfânt și numai Duhul Sfânt ne poate face conștiinți de faptul că suntem pradă. Ați văzut ce spune în proverbe? Ei se duc la desfrânată, sunt acolo cu ei, la masă, chefuiesc, benchetuiesc, cum erau cu Lăpușneanu, boierii erau la masă acolo, turnau vinul în alta și pe acelea te la toți. Asta scrie în, în proverbe, zice, ei nu știu că sunt în Valea Morții. Oaspeții ei sunt în, 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 locuința morților. Sunt acolo. Și ei, ei, continuă să benchetuiască acolo. Cum am văzut într-un documentar, o mulțime de por sărbatici prinși într-o încercuire din aceasta făcută dinainte, continuau să mănânce porumb, continuau să se joace și unii s-au culcat, acolo se odihneau și uh, operatorul acestei uriașe capcane de porci scria, deci ei nu știu că sunt condamnați la moarte. Nu știau nimic, stăteau acolo. Iubiții mei, din această stare, întreabă Bunul Dumnezeu, se mai poate, poate cineva să mai fie scăpat dintr-o astfel de situație sau nu. În Marcul 3, în capitolul 3 și versetul 22, tocmai asta spun uh, cărturarii și farisei, neavând alt argument, ei spun, nu, nu, nu are cum să fie scăpat, zice, este tot cu satana rămâne lucrul acesta. Și de multe ori, omul apelează la căile satanei, la vrăjitorii, la una, la alta, ca să, să scape pe cel care e prins în prinsare. Și Mântuitorul a spus, zice, pe ei, asta este o nebunie, încerc să scoți pe satana cu satana. Cum, cum să faci lucrul ăsta? Trebuie un pic, adică oprește-te și gândește un moment. Ei așa au spus, e stăpânit de belze, bul, bul, și scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Dar în versetul 27, Mântuitorul le spune așa, Uite, hai să gândim un picuț. Eu nu, nu ia personal, că pentru omul bolnav nu trebuie să te superi niciodată. E bolnav și mai ales este. Mintea este captivată, capturată de diavol. Și în versetul 27, Mântuitorul spune: Uite, nimeni nu poate să intre în casa unui om tare, se poate lua prada celui tare, celui puternic, a unui om puternic și să-i jefuiască gospodăria prada, să-i ia prădătorul, al gospodăria prădătorului sunt sufletele pe care le-a captivat și le-a făcut pradă. Și ați observat că și în momentul în care un om este eliberat, diavolul nu renunță la pradă, ci el continuă să considere omul care a fost eliberat ca fiind casa lui. Acolo mă voi întoarce în casa mea, a lui e prada lui. Niciodată. Nu, nu văd o minte demonică să recunoască faptul că nu mai este prada lui cineva, cât va fi. Lucrul acesta ne învață pe noi să nu uităm niciodată și să ne culcăm pe urechea aceasta că am fost scăpat de diavol, de păcat, am ieșit din asta. Nu, el pândește. Am avut un prieten în țară și ce lucrare frumoasă a făcut pentru Dumnezeu omul ăsta după ce a fost eliberat din de la temelile iadului pur și simplu a fost, a fost scos ca, ca oasele din Ezechia, Ezechiel eliberat după mult lucrările lui Dumnezeu în el și prin el și făcuți ei era un semn și o minune omul acesta a recăzut după mulți ani a recăzut în aceeași blestemăție în care fusese și-a și murit de tinerel Iubiții mei, trebuie să înțelegem gravitatea păcatului Satană nu renunță la casa lui, nu. mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și atunci Mântuitorul spune, uite, există o posibilitate și posibilitatea este ca eu să-l leg pe ăsta și legat, fiind ați văzut că le pune de bandă la gură, îi leagă, îi leagă la ochi, îi leagă cu cabluri și le jefăște casa. Și ați observat că, în acest context, Mântuitorul spune: Nu se poate intra în această casă fără să legi păsta mai întâi. Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din ceruri, spune Mântuitorul, dar nu în fiecare viață se întâmplă lucrul acesta, ci numai în viața acelui care cu adevărat dorește așa ceva. De aceea spune: Nu poți să intri în casa celui puternic și să-i jefuiești gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare, numai atunci îi va jefui gospodăria. Întrebarea foarte frumoasă și profundă. Ce se întâmplă cu prada care este zmulsă prădătorului? Ce se întâmplă după ce prădătorul a fost prăduit la rândul lui legat și i-a fost jefuită gospodăria? Abraham, când a auzit că Lot a fost atacat, imediat a echipat oameni și a mers acolo și a eliberat pe prinșii de război care erau acolo. N-a lipsit nimic și niciunul. Imaginați-vă ce luptă a putut să fie aceasta. Familii întregi cu copii, cu toți erau capturați și târâți în robia aceasta cumplită și Biblia spune s-a dus și a eliberat pe toți și i-a întors pe fiecare la casa lui. Cine? Cine se poate lua prada celui puternic? Păi dacă e puternic, nu, nu e de înțeles lucrul acesta. Dar există cineva atot puternic pe care, care ne spune nouă, cheamă-mă în ziua necazului. Cheamă-mă în ziua necazului. Nu bea necazul și o travă, leu și suferă și te otrăvești și te distrugi. Nu, nu. Bea din apa vieții din prezența lui Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Acesta va fi dialogul între noi. Ce frumusețe este în aceste cuvinte! Și când ne uităm, de unde ne-a izbăvit Dumnezeu? De unde ne-a scăpat El? Când ne uităm că moartea și deschisese gura, gata să înghită. Și cu toate acestea am fost mulți. Va lega pe cel tare, Înseamnă enorm de mult. Nu este o vorbă simplă, așa spusă. Niciodată cel tare n-ar fi putut fi legat dacă n-ar fi fost cuvintele acestea spuse pe cruce. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dacă n-ar fi fost cuvintele atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu ca prin el să fie eliberate, dacă n-ar fi fost cuvintele. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia și prinșilor de război slobozirea, să vestesc anul de îndurare al Domnului, să dau drumul celor apăsați. Iubiții mei, această făgăduință este vie pentru oricine dintre noi care va dori să primească darul acesta de la Dumnezeu, darul eliberării. Se poate lua prada celui puternic? Da, spune Domnul, cel prins în prinsoare va scăpa, pentru că eu mă voi lupta cu vrăjmașul tău, voi deveni vrăjmașul vrăjmașilor tăi, voi deveni prădătorul prădătorului tău, voi prăda pe cel care te-a prădat, așa cum scrie Sfânta Scriptură, și mă voi lupta pentru copiii voștri. De aceea este o o nebunie fără margini ca să ridicăm gând de ostilitate împotriva lui Dumnezeu. După cum bine ați observat, orice fel de reacție, de orice formă de revoltă de felul acesta sfârșește cu o acuzație împotriva lui Dumnezeu, pe el îl considerăm. Ai venit să ne chinuiești, nu. Venise de altceva el acolo. Și mulțumim lui Dumnezeu că lucrarea lui, într-adevăr, de eliberare, era un chin pentru prădător dar era o binecuvântare pentru cel prădat, pentru pradă. El a fost eliberat și sănătos și întreg la minte, slujea pe Dumnezeu. Acum zice, nu mai pot să mă despar de tine. Și Domnul a spus, nu trebuie să mergi, că uite, ai multe rude care sunt în întuneric și ei trebuie să vadă prin tine lumina lumii. Trebuie să mergi acolo. Du-te la familia ta și spune ce a făcut Dumnezeu pentru tine vai de cine se ceartă cu creatorul său. Un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice celui ce îl fățuiește ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine? El nu are mâini. Dumnezeu nu poate să facă. Ori e neputincios, ori e rău. Știți cum au făcut ei tot felul de explorări de felul acesta. Dar Dumnezeu nu este nici într-un fel, nici într-altul, nici cum au scris oamenii, nici cum n-au scris. Ci așa cum ne-a fost prezentat în Domnul nostru Isus Hristos. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este întipărirea ființei Lui. Eu și Tatăl, una suntem, sunt cele mai cutremurătoare cuvinte care au fost rostite în istoria lumii vreodată. Au existat învățători religioși care au predat concepte frumoase, care au modelat o lume și o lume trăiește bine și frumos și curat și sănătos pe baza învățăturilor acestora. Dar salvarea sufletului nu există. David strigă la Dumnezeu, scapă-mă, izbăvește-mă. De ce să te scap? Că tu ești împărat, tu nu te poate, nu te condamnă nimeni. Scapă-mă de vina sângelui vărsat, de vina aceasta, nu te poate scăpa niciun tribunal. Se pot plăti bani, se pot face tot felul de lucruri și un om este scăpat de consecințele de urmările păcatului, dar niciodată de povara vinovăției lui. Unul nu poate să păcătuiască în ascuns. N-a văzut nimeni de desfrânatul și acopere fața ca să nu fie cunoscut. Aceasta însă niciodată nu va ridica. Nu știe nimeni, nu s-a auzit, nu se știe, dar nu ridică niciodată vinovăția de pe suflet. Singurul care ridică vinovăția aceasta este Mântuitorul nostru. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă să avem o atitudine nu numai de reverență față de Dumnezeu, de această teamă sfântă care e legată de prețul nespus de mare al iubirii lui Dumnezeu manifestată față de noi. Nu numai la aceasta ne cheamă El, ci să pricepem împreună cu toți sfinții Că o altă cale nu există. Se poate lua prada celui puternic? Da, zice Domnul, eu mă voi lupta pentru fiii voștri. Cum trebuie lupta, Doamne? Eu însumi, scrie Mântuitorul, mă sfințesc pentru ei. Atunci când tu te rogi pentru cineva care a căzut pradă răului sau bolii sau suferinței sau nenorocirii de un fel, pradă, cum ne-a căzut pradă, înseamnă orice rău posibil în domeniul acesta, atunci când noi facem acest lucru, să venim înaintea lui Dumnezeu cu aceste cuvinte. Doamne, mă sfințesc eu pentru El. Ce pot să fac eu acum, pentru, fără să sun la telefon pe nimeni, e între mine și Dumnezeu, nu știe nimeni lucrul acesta. Ce pot să fac eu, Doamne, după pildata cea bună? Eu mă sfințesc pentru ei. A spus Mântuitorul, și tu să te sfințești pentru so soție, copil, părinți. Luptă-te și fă lucrul acesta. Pentru un cunoscut oarecare sau pentru o situație oarecare, sfințește-te înaintea lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Eu mă sfințesc pentru ei. Care va fi răspunsul vieții noastre în fața acei... Întreabă pistola către evrei, vom sta nepăsători față de așa ceva, la o așa de pământuire, așa de mare, singura scăpare. Păi dacă ai fi, să zicem, într-un deșert undeva și ar fi un singur zbor și se știe că pleacă de aici și, și ăsta este singurul zbor. Am discutat cu o doamnă care venea din Cambodgia aproape distrus psihic, adusă într-o stare de, de neimaginat, a slujit ca slujitoarea unei biserici în California și îmi spunea, zice, am plecat cu ultimul avion care a zburat spre libertate din Phnom din Cambodgia. Cu ultimul avion am plecat, am urcat, am închis ușa după mine și din clipa aceea n-a mai ieșit nimeni. Toată țara a trecut prin nenorocirea aceea, a fost omorâți toți cei care aveau ochelari de către Khmerii Roșii, să numeau uh, conducătorii comuniști cambodgieni și care ar face așa cu tot pământul când ar pune mâna pe putere, dar dânsa îmi spunea, deci am plecat cu ultimul avion, după mine s-a închis ușa. Și zice, îmi tremura sufletul în mine, cum nu pot să spun, pentru că totul a târnat un fir de păr, se știa că este ultima cursă către lumea liberă. Și ușa s-a închis în spatele meu. Dacă ai ști lucrul acesta, cum te-ai comporta? Asta așa, nepăsător față de o salvare așa de las că vine și poimele, nu, dar, dar acesta este, ne e dat să trăim o singură dată. Apoi vine uh, judecata. În Isaia, capitolul 36, uh, auzim cuvintele acestui urător de Dumnezeu. Cine e Dumnezeul acela? Nu vă lăsați amăgiți de așa teorii din acestea cu izbăvirea cu scăparea și Ezechia a dat poruncă, nu intrați în dialog cu oamenii aceștia care își bat joc de Dumnezeu, nu intrați în dialog. Versetul 21, ei au tăcut și nu i-au răspuns nicio vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta să nu-i răspundeți. A avut loc o întâlnire în casa lui Dumnezeu cu Isaia, prorocul, și prorocul i-a spus: Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au bat jocuri. Spunea Domnul: Nu pe tine te leapă, domn, nu pe tine te înjură, nu pe tine te scuipă, nu pe tine te vorbește, pe mine, cu mine are ceva, spune Domnul. Mie mi-ați făcut așa ceva și eh, eh, prin cuvintele cu care m-au bat jocuri, eh, oamenii aceștia au plecat și au căzut acești oameni care aveau așa. Vorbe din acestea îngânfate au căzut pradă. Vă scriu să nu cădeți pradă poftei sau viciului, dar dacă cineva a căzut, avem la tatăl un eliberator. Am venit să dau drumul celor apăsați, am venit să dau drumul captivilor de război, am venit să aduc și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Acesta este, aceasta este înalta și marea făgăduință care ne-a fost dată nouă celor care astăzi am stat împreună și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Bunul Dumnezeu în încheiere ne spune în capitolul 53 al cărții profetului Isaia ce se va întâmpla când prădătorul, va fi prădat la rândul lui de prada lui și când prada va fi eliberată, poate să scape cel prins, în prinsoare este prins. Scrie în Isaia, capitolul 53, versetul 12. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Acesta e Domnul Hristos care împarte Prada, eliberată de la prădător cu tatăl și cu Duhul Sfânt, voi aduce înaintea Tatălui tot ce mi-a dat tatăl. Aceasta înseamnă expresia va împărți. Prada cu cei mari, cu cei puternici, a tot puternicul Dumnezeu. Să mulțumim pentru așa eliberare, Doamne Dumnezeul nostru! Ne gândim la oamenii care se zbuciumă în spitale, în, în, în întunericul minții, în depresii groaznice, pe ce, cei a căror conștiință este apăsată de păcate cumplite. Doamne Dumnezeu nostru, ridică ochii noștri spre marele eliberator! și fă să auzim în sufletul nostru răspunsul pe care le-a dat o întrebării. Se poate lua prada acelui puteri, poate să scape cel prins în prinsoare și să auzim cuvintele tale. Doamne, da, zice Domnul, va scăpa pentru că eu mă voi lupta pentru voi, așa cum s-a dovedit Doamne Dumnezeul nostru în crucea Golgotei și în grădina Ghețemanii, acolo unde Mântuitorul nostru a luptat până la picuri mari de sânge pentru biruința de plină și eliberarea sufletului nostru din, din mâna Marelui Prădător. Înaintea ta ne închinăm, Doamne, și îți mulțumim prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.